Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Tu ești o persoană atrăgătoare și prietenoasă, dar greu de înțeles. Natura ta combină conștiința rațională și misticismul viu, combină inteligența subtilă și imaginația vie. Caracteristicile contrastante creează o personalitate unică cu calității misterioase, paradoxale. Ești independentă și autosuficientă? ca și alți vărsători, dar ești exact în înțelegerea stărilor și emoțiilor celorlalți. Deseori depășești dificultățile care pot sparge alte persoane și totuși trăiești o viață cu adevărat interesantă și valoroasă. Cât de succes sunt acestea depinde de timp și de societatea alasă de tine. Dacă preferi să rămâi neclintit într-o perioadă de revoluție socială sau de lovituri de stat, câștige o mai mare forță dar de multe ori sistemul tău nervos nu se ridică la nivelul necesar. Uneori chiar pare că soarta te pedepsește și te recompensează fără niciun motiv. Chiar și în situații tragice, nu te îngădui să fii chinuită mental, lovind pe alții cu abilitatea de a acționa dinamic. Este rar când problemele tale și-au rădăcina în autotrezirea ta, pentru că tu singură caut pacea și încerci să-ți canalizezi energia creativă. Semnul zodiacal Vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: loialitate, curiozitate, aspirație pentru viitor, independență și reverie. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul. Planeta este favorabilă pentru astrologi. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern, precum, pentru incapacitatea de a prioritiza, natura ta moale, precum și o înțelegere slabă a propriilor interese. Pot spune că ești destul de carismatică, sociabilă, bună. Uneori este dificil pentru ceilalți să înțeleagă ce gândești, pentru că tu combini reveria și prudența în tine însăți. Astfel dobândești un caracter contradictoriu și unic, independență. Iar influența datei nașterii este exprimată prin faptul că ești capabilă să simți, să citești emoțiile și sentimentele altor oameni, adică ai darul empatiei, dar o astfel de trăsătură caracteristică este neobișnuită pentru tine, tu fiind mai închisă pe idei, proiecte și iubire abstractă pentru omenire în ansamblu, și nu pentru indivizi specifici, să te preda, să renunți la ispite să renunți la idealuri, a căror realizare are nevoie de o perioadă atât de lungă, nu este tipic pentru tine. Testele cu dezastre la care poți fi supuse influențează fructos formarea personalității tale, mai ales dacă reziști în mod adecvat la tot ceea ce îți dă viață și răzbești la victorie cu o inimă curată și un suflet deschis. Cu toate acestea, evoluția atitudinilor are loc în moduri diferite de la persoană la persoană, deoarece o influență uriașă o are ascendentul tău, iar acesta poate fi determinat numai la calcularea astrogramei natale. Poți fi înzestrată cu talente uimitoare, dar aceste lucruri nu te ajută în viața privată. Opiniile tale despre relațiile personale, activitățile profesionale și activitatea socială se schimbă uneori radical. Fiind absolut încrezătoare în sine, te ridici peste alte persoane și poți sfida regulile stabilite de societate. Dar fără lupta la care te forțează viața, realizările tale vor fi mai puțin semnificative. Tema centrală a vieții tale este soarta împotriva bunăvoinței. Ar trebui ca tu să ți determini propriul destin sau să accepti ceea ce este deja înscris de soartă prin ursitoarele tale. Răspunsul nu va fi niciodată neechivoc, dar, de regulă, este acesta, trebuie să menții un echilibru între ceea ce este prescris de ceruri și eforturile tale care afectează cursul evenimentelor. Prin observarea cu atenția semnelor, simbolurilor și avertismentelor ca indicatori folositori, poți menține vigilența și echilibrul atunci când aceste calități sunt necesare. Răbdarea și disciplina sunt cheia pentru această ușă și orice altceva va urma. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități, o astfel de doamnă este o persoană curioasă, originală și bună. Calea pământească nu poate fi numită simplă și lipsită de griji, dar tu va trebui să depășești obstacolele dificile care pot înfrânge alte persoane. Cum afectează data de 25 ianuarie soartata, pot spune despre tine ca ai un farmec născut care te ajută la atragerea altora pentru tine însă ești, de altfel, foarte echilibrată, capabilă să-ți controleze emoțiile. Universul ți-a dat o dispoziție ușoară și un suflet bun. Un simț minunată de umor te face persoana grata în orice societate. Foarte drăguță de la naștere, faci cu ușurință noi cunoștințe. Aspectul tău bun și mila sinceră, uneori chiar dezarmează. Acest set de calități determină cursul tău în viață și locul în societate. Pui valoare pe prietenie. Poți fi foarte loial unor oameni, gata să-i ajuți în orice moment și să te bucuri sincer de succesul unui prieten. Cu astfel de oameni ca tine este întotdeauna confortabil, deoarece nu cobori niciodată la certuri sau intrigi. Oamenii pot veni întotdeauna la tine pentru sfaturi și te asiguri că vei alege cuvintele potrivite. Ești capabilă să simți sensibil starea de spirit a interlocutorului și știi când este necesar să menții tăcerea și când să intri în dialog. Aș putea să te numesc un ascultător recunoscător, deoarece nu poți doar să asculți, ci și să înțelegi cuvintele rostite, emoțiile și sentimentele transmise la cu ele. Aceste calități te fac favorita universală, te ajută la aranjarea unei vieți personale poți fi înconjurată cu respect profund. În plus, cuvântul tău are un înțeles semnificativ în societate, toată lumea vrea să fie prieten cu tine. Dar, în ciuda naturii tale bune, ai un caracter puternic și o forță inimaginabilă a minții, datorită constelației sfântului patron al vărsătorului. Tu privești cu încredere toate problemele și necazurile și nu vei permite nimănui niciodată să te controleze sau să te manipuleze. Cred că este foarte important în timp a-ți evalua puterea și a o trimite în direcția corectă. Și dacă totul se face corect, este garantată o viață sigură și de succes. Tu ești o persoană foarte puternică care poate îndura mai multe decât mulți alții. Viața ta poate fi întotdeauna plină de evenimente. Nu ai timp să te plictisești. Este posibil să fim un opozant al sistemului, în special în ceea ce privește punctul de cotitură sau schimbarea puterii. Prin urmare, trebuie să acorzi atenție stării sistemului nervos. Se întâmplă, fără niciun motiv obiectiv, să devii favorita ai destinului și de ce să nu spun, ești întotdeauna norocoasă. Uneori este exact contrariul. Ești capabilă să acționezi figuros și energic chiar și în situații dificile. Dacă ești norocoasă să te fi născut într-o epocă liniștită, atunci poți fi pe deplin mulțumită de pacea care domnește și poți căuta o expresie de sine în fapte. Rețeta ta pentru fericire, să înțelegi cum să nu te duci la fund într-o situație dificilă și să nu rămâi departe de cursul evenimentelor, poți fi foarte încăpățânată. O persoană care nu-și schimbă punctul de vedere, dacă nu ai noroc în viață și multe teste se încadrează în lotul tău, atunci dacă le vei îndura cu onoare, vei dobândi o putere cu adevărat unică a minții, dragoste și compatibilitate. Din nefericire nu ești predispusă la relații pe termen lung, asta nu înseamnă că acestea sunt excluse, completă dependentă de ritmurile societății, care se schimbă în mod constant ai dorința de a schimba ceva în viața ta. Atunci când alegi un partener de căsătorie, ar trebui să fii ghidată nu numai de sentimentul de fericire, ci și de un calcul sobru. Dacă alegerea ta se dovedește a fi cea potrivită, vei fi fericită în familie și, dacă este greșită, înseamnă că nu vei sta multă timp în căsătorie. Te va lua vântul rătăcind în voiaj liber ai opțiuni excelente pentru a crea o familie de succes cu acei oameni care sunt apropiați de tine în spirit, gândesc ca tine, iar aceștia îi poți găsi în balanță, gemeni și săgetător. Compatibilitate medie cu capricornul, peștii, berbecul și leul. În aceste combinații de cupluri, te poți înțelege și poți trăi cu ei o viață lungă și fericită. Dar dacă vor să se schimbe reciproc, cu vărsătorul, racul, Taurul, Scorpionul și Fecioara nu te vei înțelege deloc. Nu este clar cum puteți fi uniți și ce să păstrezi în orice pereche cu aceste semne. Locuri de muncă și carieră. Știi să strângi din pumni, să scrâșnești din dinți, întotdeauna întâlnești cu demnitate și depășești vicisitudinile vieții. Tu nu încerci niciodată să umfli o mică problemă la dimensiunea Universului și, cel mai important, să nu creezi probleme pentru tine însăți și pentru alții. Ești optimistă de-a lungul vieții, te străduiești să vezi numai binele în lucrurile din jur, eliminând de tot negativul. De asemenea, în caz de probleme, nu intri niciodată în disperare, deoarece tu crezi în rezoluția ta pozitivă. Experiența rezultată o vei fi utilizat productiv în viitor pentru a evita astfel de situații. Încă din copilărie, ai avut un număr de abilități și calități complet unice, dar, în același timp, tu nu ești niciodată arogantă și nu te supui altora. Fiind bine manierată și cu tactă nu lași pe alții să se adreseze în mod arogant prietenilor și cunoștințelor. Tu nu te concentrezi pe unicitatea sau dotările tale, din potrivă, înceci să câștigi cât mai mult posibil din interacțiunea cu diversi oameni, în timp ce primește o plăcere maximă din această interacțiune. Sănătate și boli Punctul tău slab Îndoială de sine Dacă se produce o perioadă nereușită în viața ta sau dacă unele probleme apar una după alta, poți fi foarte supărată și chiar riști să cazi în depresie. Prin urmare, este foarte important ca tu să dezvolți optimismul în sine și întotdeauna să încerci să găsești avantaje în ceea ce se întâmplă cu toate că nu te dai cu ușurință fricii, poți cădea în depresie atunci când nu se întâmplă nimic. Ai grijă de accidente, mai ales atunci când îți poți rupe statornicia. Este foarte important să menții o atitudine pozitivă față de tine și față de ceilalți. La maturitate pot să apară adesea probleme cu circulația sângelui, ceea ce uneori are ca rezultat boala Alzheimer, demența senilă sau alte anomalii caracteristice persoanelor în vârstă. Cea mai eficientă modalitate de a depăși aceste dificultăți este de a păstra curajul și de a reduce povara asupra inimii prin dietă și renunțarea la fumat, ai grijă la alimentele grase, lactate și la consumul excesiv de proteine. Astrele încurajează o expresie pozitivă a naturii senzuale și sexuale. Asigură-te că te angajezi în exerciții pentru minte, Rezolvi cuvinte încrucișate, în special la bătrânețe, pentru a nu deveni victima bolii Alzheimer. În ceea ce privește gătitul este indicat să îndepărtezi din gospodărie toate blidele din aluminiu. În tinerețe, ar fi bine să ușurezi tensiunea sexuală în timp util cu un partener obișnuit. Ai grijă de accidente. Destinul și norocul. Faci parte din acea categorie specială de oameni liniștiți veseli și plăcuți. Ești înzestrată cu un farmec deosebit și te bucuri de atenție celorlalți. Ai mulți prieteni, oamenii sunt atrași de tine, poți găsi o limbă comună cu orice persoană. În relațiile cu oameni, ești atentă, știi cum să asculți, să auzi și să-i susții întotdeauna în vremuri grele, fără a te afișa cu adevărat și fără a aștepta recunoștință. Oamenii au încredere în tine pot împărtăși cele mai intime gânduri, planuri, vise, pentru că știu că poți păstra secretele altora, nu vei trăda și nu vei stârni intrigi. În viața de familie poți fi fericită, în casă poate să existe o atmosferă de confort familial, înțelegere reciprocă. În sectorul financiar, succesul este de obicei realizat. Sfaturi pentru tine. Astrele susțin că mergi pe calea șocului și atragerii atenției. Se întâmplă să aderi la opinii și obiciuri extrem de nestandard, care te deosebesc puternic de fondalul altora. Ar trebui să dezvolți mai multă răbdare și autodisciplină în tine însăți, ceea ce îți va fi util în lupta ta veșnică cu adversitatea și viața. Nu te oprește niciodată. Urmărește ce se întâmplă, pe față, dar luptă pentru tine însăți. Mai mult atenție ar trebui acordată formării și dezvoltării unei viziuni filozofice a ceea ce se întâmplă. Este mai ușor să te retragi decât să intri cu sânge pe o ușă strâns închisă din nou și din nou. Pentru a înțelege în timp ce este necesar să perseverezi și când să renunți, să accept ceea ce a fost intenționat, este nevoie de înțelepciune și răbdare. Trebuie găsit un echilibru între propria voință și acceptarea încercărilor pe care soarta le-a pregătit pentru tine. Ce cadouri ți se potrivesc, este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă, chiar dacă primești ceva prozaic. Designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles se va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și epuri tradițional cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag ca doscoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine, ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iris, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine.